În această ultimă zi a Fierului de Carte, voi adăuga și eu câteva cuvinte despre cartea lui Raul Dona. Când mă duc cu studenții la Muzeul Colecțiilor de Artă, există o sală care se cheamă Iosif Dona și unde sunt foarte multe tablouri, între altele de Nicolae Grigorescu, poate cea mai asta îmi permit să vă amintesc o glumă care circula la Facultatea de Litere. Se cerea să dai exemplu de oximoron și exemplu de oximoron era muncă voluntară, pentru că nimeni nu se ducea duminica voluntar la muncă, era obligatorie. Așa și aici un alt oximoron este donație voluntară. Bun. Asta a fost o prefață ca să vă pun în temă cu familia Dona. Este așadar vorba de memoriile din refugiu ale unui medic militar, Raul Dona, în anii 1917-1918, refugiu în Moldova. Și el era căsătorit cu una dintre fetele lui Barbu Ștefănescu Delavrancea, Niculina. Ca de multe ori în istoria omenirii, istoria mare o contrazicea pe cea a familiei doctorului Raul Dona, pentru că lui se născuse o fetiță tocmai în aceia ani cumpliți ai războiului, deci el trăia bucuriile primilor ani, de fapt primelor luni ale fetiței. Fetița are 3 luni în momentul în care se deschide jurnalul, deodată cu teroarea istoriei și cu mai ales teroarea ideii că el s-ar putea îmbolnăvi, fiindcă și medicii, din păcate, nu sunt feriți de bolile pe care le fac bolnavii în spital. Deci el se gândea că în orice clipă poate să moară sau vine războiul peste ei. Vă dați seama că sentimentele erau destul de puternice. Pentru că nu vreau să acaparez mult timp microfonul, vreau să vă spun numai câteva motive pentru care acest jurnal, după părerea mea, merită citit. Unul, vi l-a spus deja doamna, de fapt două v-a spus doamna Simona Chivadar, unul dintre cele mai importante este că e o carte splendid ilustrată cu acoarele, și desene ale soției lui Raul Dona, fata lui Delavrancea, Niculina. Splendide desene și e practic un album de artă aproape, adică pe lângă că e un jurnal, este un album de artă. Un alt motiv este că acest jurnal este nefardat. Este un jurnal scris așa cum i-ar fi plăcut lui Camil Petrescu. Un jurnal anticalofil. Rare ori mi-a fost dat să citesc un jurnal atât de autentic. Toate cuvintele pe care le folosește doctorul Raul Dona, chiar barbarismele, francizismele cu care își presară textul, dar care spun ceva despre epocă și absolut tot ce ține de limbaj este păstrat ca atare militar și de aceea m-a interesat cartea aceasta și pe mine, gândindu-mă că poate și bunicul meu a trăit lucruri de acest fel. Și deci partea medicală, prin ce poate trece un medic, o să o ilustrez foarte scurt cu un mic pasaj. Iași. Sunt supărat. Puica, e soția lui, Puica e bolnavă, febră, abătută, alb în gât, slăbită, slăită. E Nino, e vorba de fiica lui, nu vrea să sugă. E cuturăit, arde. Casa incomodă. O odaie plină de șoareci, de gândaci, o gălăgie infernală de ruși, deci ceilalți colocatari, până la 4 dimineața, cântă, se ceartă, etc. Cu mâncare o ducem cam greu, strictul necesar și basta. Spălătoreasă de-abia am găsit, pretențioasă, nemulțumită. Muscăria fenomenală, extraordinară, fantastică, abominabilă, roiește, se lipește, îți intră în gură cupluri amoroase lipite în zbor de muște. La spital din azi anunțați 500 de răniți. Vă închipuiți în condițiile pe care vi le-a descris doamna Tivadar. Apoi mai merită citit jurnalul acesta pentru personajele lui celebre, dintre care amintesc Barbu Ștefănescu Delavrancea, fiicele lui Ceva Delavrancea, o știți foarte bine, o să vedeți ce personalitate are aici în jurnal. Agenzele lui Lovinescu, el o numește Veps Delavrancea și apare foarte des în agendele lui Lovinescu, Henrietta Riri și desigur soția lui. Apare Alexandru Vlacuț, Alceu Urechea, dintre personajele literare pomeniți, dar apar și personaje istorice nenumărate. Apare Regina Maria într-o însemnare mai puțin obișnuită. Suntem obișnuiți astăzi cu elogiile la adresa Reginei Maria. Ori, cum vă spuneam, în acest jurnal nefardat și autentic, avem o însemnare de altă natură și anume, zice așa, Regina atât de cântată de curtenii noștri, plătiți și bugetari, scriitoarea incomparabilă, etc., etc., filozofă, probă de exemplu maxima asta a ei publicată recent de Crăciun și este dat un text într-adevăr destul de inert. E interesant să vezi și alte opinii și alte păreri și să înțelegi că totuși nu toată lumea dea strict la fel. Pe urmă sunt întâmplări și destine personale, umane, care m-au tulburat și între cele mai impresionante este descrierea morții lui Delavrancea, pe care doctorul nu o trăiește impersonal, cum ar trebui să trăiască doctorii morțile pacienților. Bun, nu era pacientul lui, ci al fratelui său. Și o trăiește, bineînțeles, cu intensitatea unui om care știe că toată familia va suferi, în special soția lui. M-a impresionat și pe mine deosebit moartea lui Delavrancea în contextul acestor morți care erau frecvente în timpul războiului. Totuși, el, de pildă Delavrancea, cu firea pe care o știm și din corespondența cu Caragiale, spunea că a fumat 70 de țigări pe zi, 70 de țigări de tutun prost pe zi și că nu voia să se lase de fumat și era foarte voluntar și foarte supărat pe tot și pe toate. Cu asta închei, spunându-vă că, într-adevăr, ieri domnul Gabriel Liceanu a spus că Humanitas aniversează centenarul nu într-un mod festivist, ci prin încercarea de a publica niște cărți care conțin mult adevăr. Aceasta este una din